Ce este acela teatru comic? Da. Domnule Orațiu? Da. Un singur lucru vreau să vă mai întreb și cu asta am terminat. Da, da, da. Uitați, piesa mea se termina cu o comedie, cu un sonet. Da. Ce vreau eu să vă întreb acum? E bine sau nu ca o comedie să se termine cu un sonet? Pentru unele comedii e bine, pentru altele nu e bine. Pleacă-ți ochii, copile, și nu te uita la ele. Sunt lucruri dracului. Nu te uita la ele. Nu, nu. Nu te uita. Sunt lucruri dracului. Iscusite, Doamne, precum în nopțile cu lună, steaua este podoaba bolții, iar primăvara, floarea este podoaba câmpiei înverzite. La fel și o vorbă iscusită este podoaba a purtărilor alese. Ce bine miroase stârcul ăsta prăjit, dă-mi și mie un picior! Bă, iar că nu dă la bruneta. Iată, nu, doamna bruneta. Pe legea mea, Chichibio, dacă nu-mi dai, nu-ți dau nici eu ce-ți place. Chichibio, Chichibio! Stârcul acesta, de ce nu are decât un picior? Stăpâne, stârcii n-au decât o singură coapsă și un singur picior, atât. Cum dracu să n-aibă decât o coapsă și un picior? Ce prima oară văd eu stârci? Precum îți spun, stăpâne. Dacă vrei, îți arăt că și ăia vii sunt la fel ca și ăsta. Îți spui că e așa și poți să-mi arăți minunea asta. Vreau să-mi arăți chiar mâine dimineață. Și dacă e așa, mă rog, n-am nimic de zis. Iar dacă nu, mă jur pe patimile lui Hristos. Că pun să-ți trag o mamă de bătaie, să mă ții minte cât timp ai să trăiești. Ai văzut, Chichibio? Au două picioare. Văzut, stăpâne. Numai că la el din farfurie n-ai strigat. Huș, huș, huș. Cât ai fi strigat, scotea și el celălalt picior. Tocmai ca și ăștia. Ai dreptate, Chichibio. Așa trebuia să fac. Căria i s-a dus faima de sfântăcele. Ori acest sfânt lăcaș nu sunt mai mult de 6 măicuțe cu stareța în frunte, ci toate tinerele. Ce-i plecat de la ele, nu tu? Băiaca, le îngrijeam grădina că era mare și frumoasă, ba pe deasupra mai căram și lemne de la pădure uneori, aduceam și apă de la fântână și mai făceam și câte temiri și alte trebușoare. Da, da, dar mai aici le-mi dădeau o plată așa de amărâtă, încât nici de încălțări nu mi-ajungeau bănuți. Uite, și unde mai pui că toate tinerele și frumușele pe acolo, dar parcă ar avea pe dracu în ele. Așa-ți dășui. Nu e chip să le intri în voie, să-ți adul până peste cap, da? Până peste cap.
dacă știe să lucreze grădina. Și fă ce poți să-l ții pe aici. Să-i dăm bine de mâncare și să-l luăm cu binișorul. Vom vedea noi atunci ce-i de făcut. Bine, să fie cum zici tu. Să nu te audă frații doamnei care dorm alături. Dacă e lipsă... Mă cun și cu șase, nu numai cu unul. Ciudața cea pocită! Ciudața cea pocită! Ciudața cea pocită! Văduvă de neam, picarda după nume. Și fiind tânără, frumoasă și plăcută, așa, se îndrăgosti cu fatică de dânsa un nemernic de popă. Dar cu atâta patimă, că nu-i mai dădea pace pe tine femeie. Rugându-o să-l lasă să gusti și el din ce voia mai aplic. Era popa asta cam bătrâior de an, dar tânăr la simțire. Dezător, semeț, foarte plin de sine! L'armée égyptienne ne vous effraie pas. Confiance combattront pour toi. Le bonheur ne se fait apprécier qu'avec le temps. Quand il s'agit d'un étranger, chacun interprète tellement méchant et rien ne vient plus vite aux lèvres qu'un propos salissant. Ne subissons pas un pareil destin. Songez bien aux leçons paternelles. Mettez la modestie plus haut que la vie. Mes filles, la prudence doit être Yeah.
Le bonheur est pareil à un croquis léger. Vient le malheur, trois coups d'éponge humide, ça n'est fait du dessin. C'est cela qui m'emplit de pitié. L'envole du colon fuyant des éperviers, leur frère pourtant, frère chargé en ennemi. Palatul se zbutuie de larmă, strigă Hipolit fiul soțului meu, aruncă revarsă bocări cumplite asupra slujnicei mele. Iubirea ta curată pentru Tezeu te-a prins de mamă. Așa e, Hipolit. Mi-e drag încă Tezeu, precum odinioară când el era mai tânăr. Și frage de tulei adumbrea obrazul când a văzut palatul întunecat din Cnosos și-a deslegat cu firul întortocheata cale. Scânteia atunci, ventiței țineau chica și mușchii săi puternici jucau pe brațul tânăr. Asemenea lui Apollo la chip sau... Mai degrabă ție. Așa a fost Tezeu. Așa înălța el fruntea. În tine o frumusețe mai simplă scânteiază. E tatăl tău în tine, dar totuși
frumusețea sălbatică a mamei îți pâlpâie în privire. Admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Et qu'il attende tant qu'il voudra. Non, au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire soler aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner...